Salutare, mai băieți, și bine v-am găsit la un episod de Sam. Astăzi am să rezolv ceva. Gata, s-a rezolvat. Bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Băi, vreau să vă zic că vând materiale pe Sam. Deci dacă vreți materiale pe serverul Blue Bucket, am 52.000 momentan, adică vreo 500 de K. Dacă vreți, vi le pot vinde. Bine, nu vi le vând toate dacă vreți. Adică dacă vreți, oferiți pentru 1.000 de materiale, 10.000 de dolari, știi? Deci, așa merge treaba. Ok, deci mi-a zis să vom face mai multe materiale. Ai, 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 se un pic cam tare. Stai un pic. Să fac ceva la OBS. Îl să se audă cam așa. Așa. Deci, astăzi vom face materiale. Bă, nu cred că se aude prea tare. Sper să nu mai un pic mai încet, totuși. Dar sper să nu se audă prea tare, Sampo. Da. Hai să vedem, mă. Și dacă mai aveți episoade de seamă, continuare, dați și voi un subscribe la canal. Ca să continuăm seria, trebuia să iau pe aici, de fapt. Trebuia să iau pe aici. Fix când filmam, m-a prins un polițist că am trecut pe contrasens. Și mi-a luat permisul, frate. Pentru 2 ore. Și ce să zic, frate, n-aveam ce să zic, pentru că avea dreptate, dar m-am enervat că vreau să filmez, eu vreau să, na, spun episod. Și au trecut 2 ore și acum am început să filmez. Avem 658 de ore în total, deci da. Am aplicat și eu pentru paramedic, bă, așa pentru început, pentru că nu știu ce să zic. Bă, astea sunt toate rejecturile, uite. Astea sunt rejecturile. Și aplicații făcute ca lumea, adică făcute la descriere, de exemplu, am scris minim 100 și ceva de cuvinte, 100 de cuvinte însemnând cam vreo 5-6 rânduri, poate chiar mai mult de 5-6 rânduri. Na. Și îl acceptă pe unul care o scris în puii mei la vârsta reală, acolo unde te întreabă ce vârstă ai, a scris că are 17 ani și la descriere au zis: salut, eu sunt Ionel, sau nu mai știu cum îl chema, salut, eu sunt Ionel și am vârsta de 16 ani. Deci odată ai 17, odată 16 și l-a acceptat pe la mafie, mă. Da, mă, păi așa e, frate, ții multe rejecturi până te acceptă. Acum să sperăm că o să mă accepte cât mai curând. Bine, n-am aplicat la toate facțiunile, vă dați seama. Hai să mergem să reparăm mașina. Și, na, ce să zic, frate. Oricum, la început îți iei rejecturi, toată lumea și ia rejecturi, dar nici să-l bage pe unul care nici măcar nu-i hotără câți ani are, frate. Îl bag așa, în facțiune, nici măcar nu-i hotără câți ani are, știți? E ciudat, frate, e, na, e ciudat. Și da, mă, filmăm din nou cu OBS-ul. Nu știu de ce, pur și simplu, mi-a fost dor de el. Parcă filmează mai bine, adică nu filmează mai bine. Mă descurc eu mai bine în el. Adică, pe Shadowplay trebuie să dau jocul încet, să n-aud eu aproape nimic, ca să nu vă încurce pe voi. Aici, eu am jocul la maxim, de exemplu, și dau acolo, din OBS mai încet, și așa e foarte bine. Stai, oprește-te, oprește-te, că greșisem drumul. Ice in Translash, get meds. Na. O să mai fac materiale, eu acum cu asta mă ocup. Momentan, materiale și materiale și materiale. Ia că o să merg legal acum, gen, o să merg legal pe acolo. Nu cred că la ora asta stă cineva la raport, dar așa, doar just in case. Pentru că, uite, e tipul asta, e deliric, vedeți? Deci sunt unii oameni care... Na. Normal, e ilegal să mergi pe aici, e ilegal să mergi pe aici. Și să o iei pe aici. Pe aici e ilegal, știm? Dar, gabori, fii atent, stau aici la pândă, uite, fix aici stau, mă. Uite. Aici, după colț, stau. Bine, acum nu-i nimeni, da? Așa, în general, acolo stau, frate. Băi, și cât te prinde, ia permisul pentru 2 ore. Și 2 ore par așa puține, dar când vrei să te faci, când vrei să faci materiale sau când vrei să faci ceva, nu e chiar așa, nu e chiar așa de puține și te oftiști, logic. Deci m-am ofticat, eu zic, mă, frate, că nu ții chiar bine să-ți ia permisul ăla și asta e stage time. 863 de secunde. Cred că ăsta e ultimul payday la care o să mai stau la ora 5, că după aia mă culc și-o drecu. Îmi pun ceasul să sune dimineața și mă culc. Acum, na. Ați văzut că am început, frate, pentru voi, doar așa că ați vrut voi, Sam, am început să postez zilnic această serie iară, pentru că înainte nu mai prea postam zilnic, postam o dată la 2-3 zile, odată nu postam deloc și am zis, ai frate, așa pentru băieții mei care se uită la mine, o mai postăm zilnic seria, pentru că este o serie destul de faină, apreciată și de voi și de mine, pentru că și mie îmi place jocul acesta. Hai să băgăm un pic de nitro acum, chiar dacă sunt șanse să fie Gabori acolo, hai să băgăm. Ia uite-l, mă, cum merge nebunea, uite aici, cum se vede, uite, poți să scoți capul pe geam. E foarte șmecher modul ăsta de forță, pe nu poți să scoți capul pe geam, știi, deci asta e foarte șmecher. Ia.
Lumea m-a întrebat de ce nu mai joc pe Orange. Frate, am contul ăsta pe Blue, am mai multe chestii decât pe Orange, adică am comp premium, am nu știu câte chestii, am mașini, am de toate, am bani, casă, reputație, nu pot să zic am, dar mă cunosc unii de pe server. Na, ai, 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 wow, fuck that, cum am dus. Deci am unele chestii importante pe contul ăsta și... Na, ia, hai, ia o curbă aici, băiatul. Așa. Și nu pot să zic că, na, trebuie acum să mă apuc de Orange pentru că așa zice GGLX sau Ionel Z, știi? Frate, joc pe... Aoleu, mamă, ce face mă băiatul ăla acolo? Ești nebun, a face de așa, staturi. Na, nu pot să fac chestia asta, frate. Joc pe serverul care mă simt eu bine. Acum că mai are sancțiuni contul ăsta, adică bine, are sancțiuni cu ton, are mute-uri, are warn-uri, are banuri, are... Da, e contul... Are contul destule, eu mă simt bine cu el, oricum o să fiu acceptat în facțiune dacă liderul nu e admin sau helper, dar admin, cred că ca helper nu poate să vadă sancțiunile unui player, cred că doar ca admin. Deci trebuie să-mi fie admin liderul, frate. Și nu neapărat admin, dar numai a fi nu contează sancțiune, contează să știi tu să tragi, frate, și să nu joci cu rank-ul sau cu alea alte. Bă, o iau pe aici cu un cazar cu tot timpul o luam pe aici, mă, până stau gabori ăștia aici, pândă. Și te ia, frate. Că te ia, nu stau la raport și te ia foarte ușor și nu-i bine să te ia. Na. Mamă, deci mă uitam la episoadele mele vechi de Samp, adică când eram nubro, frate, habar n-aveam nimic, eram palete, eram pe lângă. Și alea, primele episoade, adică episodul 1, episodul 2 din seria asta de Samp, frate, și când mă uit cât de palete eram, bă. Bă, frate, nu știam să fac nimic aici, nebun, absolut nimic, nimic, nu știam, eram paralel, nimic, pe lângă. Și în 100 de episoade am învățat atât, e ok, frate, adică de la să nu știi cât costă un Infernus, până la a ști să intri în majoritatea vaccinurilor, e ceva, frate, zic eu. Ia stați. 55 de mii de materiale, e ok, frate. Hai să mergem, spunem și noi anunț la CNN, chiar dacă la ora asta costă 30 de lei, nu prea ar fi cel mai bun moment, dar mi-l pune rapid și pus tu online de ID 155. Uite, ăsta e pe Sleep, 119. Uite, ăsta nu e pe Sleep, de exemplu, și poate el ar fi interesat să cumpere materiale, nu? Ia, băgăm un pic de nos. Poate el ar fi interesat să cumpere materiale, deci să le vindem și... Da, am să încerc să fac rost de admin pe un server cu mai mulți playeri, gen vreo 70-80 de playeri, pentru a filma pe acel server, gen ca admin. Că unii mă mai roagă, frate, fă și tu rost de un server care poți să ai admin, dar bine, ceva playeri, că de exemplu pe Rezone sunt 10 playeri și n-ai cum să fii admin acolo, pentru că acolo o să dă un report data 7 luni cu aia. Dar așa, pe un server de ăsta mai popular, mai alea, mai 70 de playeri, 80, acolo ar fi ok să fii admin. Na, să te ocupi și tu de server. Na, și dacă știți un server sau dacă aveți un server, contactați-mă pe Skype, raul.sto, uite, așa e Skype. Ăsta e Skype-ul și... Na. Mă contactați, admin 1, helper, orice, bine, helper nu prea ar fi cel mai strălucit lucru, chiar vrea să fac report-uri, știi? Dar ar fi orice, ok, frate, ia asta e ce vreau, a, spun anunțul cu materialele, hai să vinde materialele, bă. Na, cam asta este nouul meu job, frate, cam asta fac eu în fiecare zi pe Blue până o să intru în ceva facțiune. Până atunci, nu știu, frate, chiar habar nu am ce pot să fac până intru în facțiune. Leșadă, vând materiale, 100, nu, munca, egal, 10k. Cred că e bine ce a scris, nu? Vând materiale, munca, egal, nu prea scris bine, delete, mai add. Ia stai un pic. Vând materiale și SMS pentru mai multe de... Da, le. Acum e... Futu-s morții, măte. Hai să vedem la Penti careva. Ia uite-l, bă. Ia. Same. Slash paint. Nu-i nimeni la paint. Ce faci, mă, acolo? Hai să așteptăm, spunem anunțul. Păi, oricum, majoritatea sunt PD din câte văd. Uite, PD, 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 PD.
Nu majoritatea, mă rog, sunt ceva tubi, deși ea nu pot cu materiale, știi, să le șadă. 75, hai să așteptăm. Nu știu, poate o să încep să filmez înapoi cu OBS, bine, pentru voi asta nu e o problemă, pentru că videoclipul, tot e videoclip, s-a amput tot isam, știi, dar zic și așa, dacă vă place mai mult calitatea. Nu știu, ce să zic, mie mi se vede normal, oam și cum se vede pe YouTube. Da, mă, și ce să zic, mă, nu știu cam când o să vină momentul ăla când nu o să mai am posibil ce să fac pe serverul ăsta. Adică unii au ajuns la acel stadiu când ai și funcție și nu ai ce să faci, dar mai să fii civil, like, meh, na. Acum eu am aplicat, uite, hai să vă arăt până se rezolvă câteva aplicații, să că v-am lăsat un pic în ceață, băieții. Hai, un pic să fac ceva. Blue Panel. Ia stați o secundă să dau monitor capture. Monitor capture, ia, uite asta, hai să vedem, Blue Panel, da? Eu am aplicat, am sfăduit, ia. Așa, pe contul ca lumea, ia uite, hai să intru your application to use the portals. Ia uite, m-am străduit, frate, bine, asta nu-i prea mult, asta e puțin, hai să recunosc, hai să nu zicem pe asta, da? Uite, paramedic. Minim două rânduri, eu am scris două rânduri. Așa, hai să zicem că și asta e. Se așa că aveam eu una, mă. Aveam eu una aici care, uite, cât am scris, San Fierro Police Department, uite cât am scris aici, cum, cum am scris așa frumos, așa, 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 și uite, frate, îmi dă reject. Și nu neapărat, dar, uite, aș aplica la San Fierro Police Department, mi se pare că am aplicat acum, nu? Uite, asta am aplicat acum. Uite cât am scris, dacă și, și pe asta mi-o dă reject. Uite aici cât am scris. Dacă și pe asta mi-o dă reject, frate, eu atunci nu mai știu ce să fac. Chiar nu mai, n-am idei. Chiar n-am idei, frate. Atunci chiar nu mai e posibil, frate. Hai să vedem. Deci adă, vând materiale, virgulă. Slash SMS mi... Deci SMS pentru detalii. Gata. Da, dacă și acum am eu dă reject, frate, chiar nu mai am idei. Chiar nu mai am idei ce să fac. Pentru că e de căcat. Ia. Fine vehicle. Adică eu zic că am făcut o aplicație ca lumea, frate. Nu, stai să zici că ai scris acolo un rând, două. La majoritatea, da, am scris un rând, două. Pentru că atâta cerea. Dar la ultima asta, dacă îmi dă reject, e clar, frate. Și mai ales că e paramedic cu aia, intri de la level 7, cât e, 10, nu știu cât e. Dar totuși, la level 26 să nu te bagi în paramedic. Vede că s-o pus, atunci e grav, frate, dar grav, grav, rău de tot. Alții intră cu 10 banuri în puii mei în ultima lună și eu nu intru cu un ban, cred că am pe contul ăsta, pentru 3 din 3 sau ceva de genul. Și nu contează banurile la facțiune în primul rând. Acolo contează urnurile. Dacă eu am 0 din 3, uite cum am acum 0 din 3. Uite, opa, uite, 0 din 3. Ar trebui să-i vede destul de ușor, frate, nu să mă chinui, opa. Nu să mă chinui. Vă, vă merge orice. Na, atunci deja e nasol. Și pentru mine și pentru oricine zice prin aceeași situație, gen. Și mai ales aia, faza aia, v-am zis-o, nu cred că, nu știu dacă mai sunt episodul ăsta sau nu, nu mai știu că sunt foarte obosit, e ora 4 dimineața, n-am dormit deloc. Aia cu tipul ăla care nici nu știa câte ani are, frate, și l-a băgat în facțiune, ești nebun. Uite și pe ăsta. E turismul, cred. Aha. Na, chiar atunci nu mai ai ce să zici, frate. Chiar îți rămâne gura căscată pentru că... Na. Ia. Listens. Listeners. Ia uite, 5 Radio Kingston manele. Mamă, bă, câți maneliști avem pe server, ești nebun la cap? Na. Eu acum sper să fiu acceptat. Bine, toată lumea așa, frate, rejectul, rejectul și rejectul, toată lumea așa, frate. Aoleu. La rejecturi toată lumea e boss, frate, dar acum să-ți iei reject în continuu, frate, bă, în continuu. Și când faci, când știi că ai făcut și o aplicație, hai să nu zic cea mai bună, bă.
Bă, da, să fie acceptată. Aplicație acceptabilă, adică nu aplicația de a descrie un rând. Știi? Am scris două, minimul, frate. Măcar minimul ăla, bă, minim, dar măcar să dea un motiv de ce mă respinge. Uite, motiv, frate, ești prost, mi-ai făcut reclamația ca lumea, știi? Da, nu dă reject așa fără nicio. N-am văzut niciun lider până acum să-mi dea mie vreun motiv de ce mi-a dat reject. Știi că poți, dar acolo când dai reject, dai și motivul. Da, dar e opțional, frate. Și nimeni nu dă motiv. Măcar la unul, frate, uite, ăsta are level mare. Nu-l accept un paramedic, dar deci o să-i se pare ciudat că nu-l accept un paramedic la level 26. Bă, hai să-i dau un motiv, băi, cu ai aplicația de căcat, bă, frate, ai sancțiuni, bă, frate, du-te în pula mea, dar mă să dea și el acolo ceva, frate, să zică de ce, știi? Ah, mă rog. O să mă accepte oricum, dacă nu bagă o mafie, ceva, că nu mafie te acceptă și cu warner și cu alea, adică acolo n-are treabă, dacă ai warner sau nu. Sau intru school instructor, slăvă. Că acolo și acolo e, am mai fost pe contul ăsta, hai să vă arăt aici. Dacă toți suntem aproape de finalul episodului, ia. See all notifications. Stai așa. Ia uite. Ăsta e contul ăsta. Uite, ăsta e contul. Stai. Na, sper că v-a plăcut, fraților, acest episod de sau nu ezitați să apăsați pe butonul de subscribe la canal dacă vreți episoade în continuare. Noi ne vedem în următorul episod care, da, va fi, adică episoadele ca pentru cei care nu știu și pentru cei care sunt pe canal, episoadele de Sampa apar în fiecare zi la ora 2 după amiaza. Aoleu, stai că am închis Sampu, așa. Apar în fiecare zi la ora 2 după amiaza, în caz nu apare un episod, înseamnă că a pățit ceva rău. Dar oricum, Sampo e seria principală, așa că, credeți-mă, nu va exista o zi, una, nu va exista o zi în care să nu apară Sampo. Deoarece sunt foarte activ, frate, pe Sam, pentru că ăsta mi se pare jocul potrivit pentru mine. Asta este singurul motiv pentru care eu postez Sam, pentru că mi se pare jocul potrivit pentru mine, jocul care îmi place, jocul care îl joc zilnic și jocul care o să-l filmez până mă las. Dar nu o să mă las prea curând. Da. Da. Sper că... Nai, ai, ai, m-am băgat în perete. Nu, stai, stai să mă bubui totuși, că oricum vreau să mă duc să mă pun pe sleep, că am jucat deja, cred că, alea 1801 secunde, nu le-am jucat. O să le joc oricum, o să mă mai plimb pe acolo, prin casă. Na. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod de seamă, nu uitați să apăsați pe butonul subscribe la canal, o să vedem în ce facțiune să intrăm, totul se rezolvă, totul are o rezolvare, stați liniștiți, o să intrăm într-o facțiune. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul subscribe și ne vedem data viitoare. Bye, bye!